Haide, că a început să bată vânt. Haide, haide. Pune osul, nu te mai holba la mine. Mișcați-vă mai repede! Să trăiți! La ce ore? La 4 trebuia să trăiți, că o supun raportez că întârzi, acum e 5. Pe cine spânzurați? Noi nu putem să știm, se aude că ar fi vorba de un domn ofițer, dar nu putem ști bine. Ești gata, caporal? Convoi a pornit. Gata, domnul locotenent. În câteva minute va fi aici. Dar plutonierul unde? De ce n-a venit înainte? Plutonierul trebuia să fie aici. Unde-i scaunelul, caporal? Ce te uiți ca un nerod? Pe ce vrei tu să se urce condamnatul? Scăune-ne, Stefan, marș! Îmi permiteți să mă prezint. Locotenent Apostol Bologa. Clapca. Otocar Clapca. Am fost mutat de pe frontul italian în divizia aceasta. Adineaură am sosit. În gara am aflat că aveți o execuție. Da. Nici nu-mi dau bine seama cum am nimerit aici. Vă să zic că sunteți mutat în divizia aceasta. Da. La 50 artilerie de câmp. Ah, chiar în regimentul nostru. Atunci bine ați venit. Pe cine spânzurați? Un sublocotenent ceh, Svoboda. A fost prins tocmai când era să treacă la inamic. Revoltător, nu-i așa? Da. Da, desigur. Am avut onoarea să fac parte din curtea marțială. Nici nu s-a apărat. Ne-a privit într-un fel ciudat. Cred că ne sfida. Deși, nu era sfidare. Era altceva. N-a scos o vorbă. Fumați? Nu. De altfel ar fi fost inutil. Eu însumi, deși sunt o fire excesiv de șovăitoare, de data asta, dovezile erau concludente. Dovezile. Dovezile. Da. Uitați, domnule capitan, că suntem pe front. Se vede însă că sunteți ofițer de rezervă. Altfel n-ați vorbi așa despre o crimă. Da. Ai dreptate. Sunt avocat în vreme de pace. Acum însă... Și eu sunt ofițer de rezervă. Războiul m-a smuls din mijlocul cărților de la universitate, unde aproape pierdusem contactul cu viața reală. Ce studiez? Filozofia. Ai asistat vreodată la o execuție prin spânzurare? Nu. Mă iertați. Ce e asta? Ce ai adus? E prea înalt, nu vezi? Cum să se urce condamnatul pe așa ceva? Oh. Vine convoiul. Ieșiți! Ieșiți din groapă! Locotenent Apostol Bologa, din divizionul 50 artilerie. La dispoziție excelenței voastre. Întâmplător am venit mai devreme, excelență, și am constatat că lipsea scăunelul reglementar. Lipsea? Caporal, unde e călăul? O să pune raportez, n-avem de unde să știm. Noi am venit să facem groapa. Cum nu știi, idiotule? Unde e plutonierul? Să trăiți. Ce-ai făcut, nenorocitule? Unde e călăul? Am să... 30 de zile închisoare. Și acum?
Caporal, tu ai să fii călăul. Domnule colonel, cu să pun raportez? Vă rog să mă iertați. Domnule colonel! Nastule, părinte. Înțelege-mă. Pe dincolo, părinte, vă rog. Mai multă ordine, ce Dumnezeu? Trei pași înapoi! Loc, loc, faceți loc. Doctore, te rog, durează mult? Hai să vezi. Dacă se poate, să mor mai repede. Doamne Dumnezeule. Cum? Hordi. Vezi ce dorește. Ce dorește? Atunci. Atențiune! Reți! Ordin de zi al ofițerilor de brigadă. Curtea marțială a comandamentului brigăzii de Honvespedeștri a găsit vinovat pe sublocotenentul Ian Svoboda de crimă de dezertare cu intenția de trece în slujba inamicului și de crimă de spionaj prevăzută de paragraful 321 din Codul Justiției Militare. Pentru aceasta, comandamentul suprem Cezaro Cresc, conform dispozițiilor excepționale numărul 32.183, îl degradează condamnându-l la moarte prin ștreang. Această sentință a fost dată azi, 18 octombrie 1916, general Conte von Karg. Orion, hai, gata, gata. Vă rog, Manto. Militarul în uniformă nu poate fi călău! Thank you.
A murit repede. Fără comentarii, fii amabil. Rezultatul? Da. Excelență, condamnatul a expirat. Atunci, pe departe. Excelență, sentința a fost executată. Soldați? A fost pătată, ne-am făcut datoria. Datoria, când e vorba de viața unui om. Nata, ce ești? Te întreb ce naționalitate ai. Român. Și tu? Ce dici după mine? Du-te acasă, fugă, mărși! Să trăiți! Eu sunt... Bologa. Bologa. Ce nume? Un soldat de plumb. Știi? Soțul meu are un șah cu soldați de plumb. Și tu ești un soldat de plumb. Da. Care peste un ceas trebuie să se ducă să moară. După ce mănânc bine la popot. Ești grozav. Tu nu mor, Varga. Tu ești ca și mine. Ca să putem muri, trebuie să ne ucidem mai întâi de 100 de ori. Ori tu, tu chiulești. 6 chiuli de la execuție. Pentru tine. Pentru tine. Te-ai speriat? Ghicitoare. Da, da, imediat. Stai. Cum? Tu n-ai fost acolo la... Nu. De ce? Ce nevoie aveam? E un spectacol neplăcut. Am mai văzut așa ceva în Italia. Dragul meu, nu te supăra. A venit. Știi, a putut veni pentru că toată lumea era acolo și n-avea cine să o vadă. Te rog, iartă-mă. Înțelege-mă. Roza? Discreție de husar. Îți mulțumesc. Ne vedem la popotă. Cum s-a comportat? Thank you.
supunerii raportez. Ficiorul, o vin pentru două zile din poziție. Poftiți. Nu, mulțumesc, nu. Folosiți un pahar de vin. Ce e nou în tranșe, soldat? Păi, cum dă Dumnezeu? Fă-mi, te rog, cizmele. Continuă. Se răcește mâncarea, mănâncă. E de ajuns. Da, bun, am gătat. Bună seara. Mâncă. O, mă, că tot vă vadă. Șnaps, domnul Bologa. Dumneata ești, Miolar. Țuică, fiartă. Asta e ce am învățat. De unde stai așezi? Poftiți cu mine. Am eu un mic refugiu. Ăsta-ți-e refugiu? Ăsta numai purgatoriu. Ca mirositor. Și paradisul? Imediat. E mic și romantic. Except în mirosul care persistă. Poftiți. Piesa autentică de muzeu. De fapt, aici se confundă secolele. Stilurile. Rococo. Cazon. Trecut. Prezent. Și viitorul aici? Urcați. Haine, mon livre de chevet. Cum spun francezii. Meine Johann Maria, deine Herde, Weihnachten 1911. Vin. Te cheamă Johann Maria? Da. Johann Maria Müller. Nu merge în uniformă. Weihnacht. Moș Crăciun. Aveți inima grea. Am fost și eu acolo.
Dumneata cânti? Da, puțin. Nu vrei să cânti ceva? Cu plăcere. Vina a fost evidentă. Mai presus de om. De interesele lui particulare. E totuși statul. Nimic nu-i mai presus de om. Omul. Omul cu frumusețea și urățenia lui, cu durerile, cu frica, cu căutarea oarbă unui Dumnezeu orb. Omul e totul, domnule Boloca. Și asta e iubita lui? Logodnică. Îi scrie scrisori împlăcărate. Se păstrează pentru ea cast. E nuzo, adevărat? Mai mult ca sigur. Nu fi. Și cum îl cheamă? Băloga și mai cum? Apostol. Apostol. Din ce în ce mai bine. De ce? Pentru ce? Pentru stat. Un stat monstruos care te trimite pe dumneata român să lupți împotriva românilor. Te rog să taci, Müller. Vă rog să mă iertați. Utopii, Müller. Utopii. E bine că ele te ajută să trăiești. Ești un om fericit, Müller. Aș fi dacă... Dacă? Dacă aș putea urâ. O ură sfântă, nimicitoare, care să ne ridice pe toți peste tranșeile pline de sânge. Să nimicim. Pe cine să nimicim? Pe cine? Pe toți cei care ne mână, pe unii împotriva celorlalți. Care exploatează de mii de ani. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu înțeleg un lucru. De ce stați de vorbă cu mine dacă nu dați nicio importanță cuvintelor mele? Mă liniștește. Vă liniștește credința dumitare într-o lume, într-o lume nouă și fericită, care se va întruna prin ură și prin violență. Ce ești în viața civilă, Müller? Mi-ai spus, dar am uitat. Anticar, ca și bunicul meu, ca și tata, la Viena, în subsolul casei în care a locuit, timp de 17 zile, Wolfgang Amadeus Mozart. Și când și dumneata, din flaut? Da. Vezi? Lucrurile sunt mult mai complicate. Primești dos de complicate. Fiecare om își are adevărul lui. Și Svoboda a avut adevărul lui? Ce-i, Bologa? Ți-a fost rușine să vii mai devreme între noi? Rușine de ce? Lasă, știm că ai votat pentru pedeapsa cu moartea. Ei și? N-am de dat socotere decât conștiinței mele. Și conștiința dumitale e liniștită? Nici o conștiință din lume nu-mi poate impune să ucid un om. Domnilor, de trei ore nu vorbim decât despre executarea lui Svoboda. De 1916 ani, omenirea vorbește despre executarea lui Hristos. Domnilor, să nu facem comparații deplasate, vă rog. Domnul capitan Cervenco e un adept al non-violenței. La atac merge cu un băț. În mână nu poartă armă ca să nu fie obligat să ucidă. E influența unui scriitor rus, unul Tolstoi, dacă nu mă înșel. Ne trebuie suferință, multă, imensă,
Numai în suferință crește și rodește iubirea cea mare, cea adevărată. Iubirea, oameni dragi, iubirea. Iubirea în care ne bălăcim ne hrănește cu gloanțe și cu spânzurători. Vorbe. Totul e mult mai simplu. Vorbim, domnule capitan, să mai uităm de tranșee de moarte. Vorbim, dar toți ne facem datoria. Toți. Domnul capitan Cervenco merge la atac cu un băț, dar merge. Pologa e român și luptă aici pe frontul românesc. Dumneavoastră sunteți cehi și ați ținut să fiți prezent la spânzurarea lui Svoboda. De ce, domnilor? Pentru că imperiul înseamnă ordine. Altfel că de mine anarhie. Și anarhiștii socialiștii, mai știu eu cum le zice, atât așteaptă. E și în divizionul nostru, nu? Un tip ciudat, un soldat, unul Johann Maria Müller. Visează o internațională. Uite internațională. Bologa e român, domnul capitan ceh, domn doctor polonez, părintele german. Eu ungur, domnul capitan Cervenco rutean. Tu ce ești, băiete? Soldat să trăiți. Firește, dar te întreb ce neam ești. Croat să trăiți. Evideți? O adevărată internațională imperială. A ordinei. E așa de simplu. Trebuie dragoste. Oh, cu asta sunt de acord. Cât mai multe și în orice ocazie. Iartă-mă, părinte. Domnilor, n-ar fi mai bine să cântăm ceva? Un lit frumos, o romanță laică, decentă. Pare rău, dar trebuie să plec în tranșee. Propriu zis, îmi pare bine, nu de alta, dar dacă mai filozofăm mult, o să mă convingeți că dezertarea la dușman e o faptă eroică. Mergeți? Da. Ce să fac? Romanțe, domnule doctor? N-am voce. Unchiul David. Îți mulțumesc pentru invitație. Sper că mâine o să mă încartirească și pe mine pe undeva. Ce e asta? Se spunea că pe aici e liniște. Nimic. Cei de dincolo sunt nebuni. De vreo săptămână ne stâcâie cu un reflector. Complet inutil, pe niște poziții fixe, unde se cunoaște fiecare mușuroi. Dar ridicol și enervant e că nu suntem în stare să le zdrobim jucăria. Cei de dincolo, românii. Namicu. Poftiți, culcați-vă în patul meu. Ce miros ciudat e aici. Cam vremurile bune de pace. Domnul locotenent Varga primește din când în când vizite galante. Sunt obosit. A fost vinovat, domnule capitan. A fost vinovat. Toți suntem vinovați. Uite. Nu beau, din principiu. Tocmai de-aia bea acum. Bea până când ai să simți că nu mai știi nimic. Dar dracu! Nu blestema lumină. E atât întuneric, încât orice lumină e binevenită. Or-
atât de greu. În război am pierdut tot. Credința în Dumnezeu. Sentimentul acela de siguranță pe care trebuie să ți-l dea viața. Și l-am căpătat nimic în schimb. Și ce sperai să capeți? Pe mine însumi. Sau, mai bine zis, să scap de mine. În mijlocul fricii generale de moarte, credeam că o să scap de fricile mele, de îndoierile mele. Puteam să scap de război. Eu puteam să scap, înțelegi? Eu sunt român. Tata a stat ani de zile în închisori pentru idealul național. Dar toată lumea m-ar fi privit cu milă. Ca pe un fricos. Ca pe un copil. Până și logodnica mea, Marta, ne cunoaștem de copii. De la 10 ani știu că mă voi însura cu ea. Mă privea protector și fugeau ochii, fără nimic rău, fără nimic murdar. După ofițerii care treceau prin oraș, spre front. Dar am vrut să le arăt eu, la toți, de ce sunt în stare. M-am scris voluntar. Am luptat în Galiția, am trei medalii. Mi-am dovedit mie însumi că nu mi-e frică de moarte. Mi-am făcut datoria ca un soldat, ca un ofițer, ca un bărbat, care nu se întreabă tot timpul de ce, de ce. Ca o muiere, ca un slăbănog. Biet copil. De ce îmi spui așa? Pentru că adevăratul curaj e să privești lucrurile în față. Să nu te minți niciodată. Adevăratul curaj era să nu vii pe front. Să sfidezi părerea celorlalți. Chiar a femeii pe care o iubești. Știu. Acum știu. De astăzi. De când am văzut ochii lui Svoboda. De când te-am întâlnit pe dumneata. Atât de om. Atât de curajos. Ai avut curajul să iei apărarea lui Svoboda. Azi la masă, la popotă. Deși ești și dumneata ceh. Și s-ar fi putut interpreta. Îți mulțumesc. Deși ar trebui să te blestem. Cum blestem lumina acestui reflector nevinovat, care vine de dincolo, de la ei mei. Crede. În ce? În ceva mai presus de noi.
Mergem? Mhm. Am mâncat prea mult. Sunt prea lacom. De când cu războiul ăsta, mănânc de parcă mereu mi-e frică să nu rămân flământ. Bună dimineața, fată frumoasă. Varga! Sándor! Cervenco a fost ucis. A fost în patrulare să repereze reflectorul păcătoșilor lor. Iartă-mă, Bolog, a fost fără intenție. Un glonț rătăcit. A mai trăit o jumătate de oră. Plângea și mormăia. Iubirea, iubirea, numai iubirea. L-am adus dintre sârme. Mă duc să mă culc. Domnule Căptan Clapca, v-am căutat în tot satul, la domnul general. Da. Istoric, o porcărie că l-au bombardat. Aripa dreaptă a rămas neatinsă. Înainte? Nu, nu, la dreapta. Da. Ancadramentele țin de renaștere, dar stilul în general, salut, e baroc. O barbarie, trei zile ars în continuu. Intrați, domnule. Capitan Otokar Klapka din divizionul 50 artilerie, la ordinele dumneavoastră, excelență. Ah, da, domnul capitan Klapka, foarte bine. Te-am chemat să te cunosc. Și Spiritus, să te întreb câte ceva. Se pare că ți-ai făcut datoria frumos, dar fă-mi, te rog, plăcerea să iei masa cu mine. Ai mâncat, nu? Eu nu, excelență, sunt onorat. Gestul dumitale patriotic de a asista la execuția trădătorului ceh mi-a făcut o impresie bună. Dumneata ești ceh, hm? Da, excelență. Foarte bine, foarte bine. Eu dimineața mănânc mult. Breakfast, metoda engleză. Știu. Știu că ți-a fost greu. Cornurile le face brutarul meu din Viena. L-am adus cu mine. Te rog. A fost greu și tocmai de aceea apreciez gestul dumitale patriotic. Înainte ai luptat pe frontul italian. Știu. Eu am
Excelență, eu. Ia te rog, Frișcă. Bine că ești aici. Aici, domnișor, aici. Ce vreme de câine. Veneră. Ce-s astea? Cocoși? Cocoși. Ca atunci, țineți minte? Era să mic, vinează la Săniuș. Da, da. Domnișor, cu supunere raportez. Ce? Eu vă cunosc de când erați micuț. Domnule locotenent, ca pe bunul și înduratul Dumnezeu, vă rog, domnișor. Ficiorul meu. Petre? Da. Singurul nostru fecior, domnișorule, și are prunc mic. Și eu pot muri că mi-am trăit traiul. Și el abia au deschis ochii către lume, domnișor. Faceți-vă milă și pomană, luați-l pe el ordonanță, că-l învăț să facă cizmele și toate cele și să-l bateți dacă nu-ți fi mulțumit. Singurul meu ficior, domnule locotenent, domnișor, când erați micuți, veneați la noi cu doamna și cu domnul Fierta. Și mă duc eu la companie în locul lui. Crapă inima în mine în fiecare zi când îi atac. Faceți-vă milă. Petre, dragă, știi că nu atârnă de mine. De dumneavoastră, domnișor, de dumneavoastră. Numai să vreți. Că sunteți erou și aveți medalii și generalul, licența sa, vă strânge mâna. Mă, lați-mă să mor eu în locul lui, că... Am să văd ce se poate face, Petre. Îți făgăduiesc. Mâncați că se răcesc. Ce bine că ați venit. Am și eu provizii, deși nu beau. Pentru prieteni. Ce-i? S-a întâmplat ceva? Bologa, trebuie să distrugi reflectorul. Trebuie să distrugi. Cum? Să ucidem lumina? Trebuie. E inofensiv. Proiectorul l-au de la francez și-și fac curaj cu el. E bună lumina, Otto. De oriunde ar veni, în atâta întuneric. Locotenent Bologa, îți ordon să distrugi reflectorul. Am înțeles, domnule capitan. Voi face tot ce-mi stă în putință. Așa cum face întreg diviziunea de artilerie de 2 săptămâni de când a apărut acest reflector. Apostol, iartă-mă.
încearcă să mă înțelegi. Generalul m-a chemat la el. M-a întrebat de ce anume am fost mutat de pe frontul italian. Generalul știe. Înțelegi? Știe. Ce? Ce anume? Sunt laș apostol. Îl mai scârbos dintre lași. Te-am mințit. Am făcut pe viteză, am spus cuvinte. Cuvinte mari. Trebuia să scap de privirea lui Svoboda. Privirea lui Substrang. Obsesia ochilor lor. Am mai văzut ochii ăștia pe frontul italian. Patru ofițeri. Toți cehi au hotărât să treacă dincolo. Mie mi-a fost frică și m-am ascuns de ei. M-am ascuns ca un hoț. Au fost prinși între linii. Toți trei. Nu puteam să risc. Am nevastă. Copii. O iubesc. Uite. Cum se trăiască fără mine. Sigur că și eu eram bănuit. Și așa ceva nu se uită. Nu se iartă. M-am dus la execuția lor. Ca să arăt. Ca să demonstrez că n-am nimic cu ei. De ce am fost și ieri la spânzurarea lui Svoboda? Dar de ce crezi că m-a chemat generalul? Dacă nu distrugi reflectorul, va crede că eu... Ce greu e. Mi s-a uscat gura. Da, nu. Da. M-am mutat de la dumneata. Vologa, te rog, pentru mine, reflectorul, distruge-l. Baterie, foc în linie! Corecție 5 bim la stânga!
Iar l-am scăpat. Ce-ai făcut, Bologa? A apărut în sectorul dumitale, drept în față. Era un joc de copil să-l nimerești. Mi s-a spus că e cel mai priceput ofițer de artilerie al divizionului. Cum se poate? Cu supunere raportez. Mi-a fost cu neputință să distrug lumina. Dumneata, apostol, ești un om foarte singur. Nu iubești pe nimeni în afară de dumneata. Despre singurătate și despre iubire nu se vorbește nimic în regulamentul militar în vigoare, domnule capitan. Transportul de răniți. Nu, mă, nu așa, nu-i bine. Uite așa. 1, 2, 3, 4. Stai, mai repede. Stai, stai, stai. Nu, așa, da. Ai cuțat. Apostol, să nu ți se facă rău. Vino. Hai acasă. Hai. Hai acasă. Bună seara. Bună seara. Halețchi. Unde-ți voi? Halețchi Ferdinand, batalionul 2. Tot Emeric. Aici. Doamna colonel Ianoș, aveți o scrisoare. Mulțumesc. Stai. Șandor, ai o scrisoare. Și să fii mărită nevasta, mă. Puțin. Nu, nu, ia, sunt ale mele. Să rămână. Domnule locotenent, fiți amabile atâta noroi. La ordinele dumneavoastră, Knedike Frau. Locotenent apostol Bologa. Sunt doamna Roza Ianoș. La castel. La comandament. Mă duc și pe mine, am treabă la comandament. Mulțumesc că eu l-am făcut, dar... De la soțul meu, luptă la piatră. Gata. Iartă. Sunteți desigur neliniștită din pricina domnului colonel. Da, acum în Italia e destul de ușor. A, l-am dat. O țigare? Da. Scrie să am grijă de cripta familială. Locuiți la comandament? La castel. Soțul meu e nepotul castelului. Are 300 de ani. Castelul. Soțul meu avea 50 când ne-am căsătorit. Dumneata, probabil te-ai înrolat voluntar. Da, da. Da, acum am... Eu involuntar. Da. Iertați-mă, miros alcool. Mai am și eu ceva. Îl iau pentru răniți. Dar cum bem? Un moment. Uite așa. Poftim.
și-a rămas roșu pe buze. Prozit. Mulțumesc. Grüß dich, Herrn, gnädige Frau. Bună seara. Domnule Bologa, te rog. Ada. Tot comandamentul, Rosa. Vai! Haide, Rosa. Hai sus, hai sus! Și când au bombardat castelul, eu eram singur în fericit. Râdeam într-un. Credeau că sunt nebun. Nu plecă. Tu să nu pleci. Să nu mă lași. Să nu mori. Tu să nu mori. Tu ești singurul lucru curat din viața mea. Nu știu, am primit ordin să vă aduc imediat. Bologa, vino repede. Să-ți spun. Îmi permiteți? Să trăiți. A fost capturat un grup de prizonieri români. Avem ocazia să aflăm de la ei poziția reflectorului. Românii nu vor să vorbească. Pretextează... Am înțeles. Să trăiți. Să trăiți. Pretextează că nu cunosc nicio limbă străină. Generalul a făcut din asta o chestiune de ambiție personală. Bologa, bine că ai venit. Eu i-am prins azi noapte. Nu ne putem înțelege. E drept franțuzeasca mea.
Dar domn locotenent spune că nici franțuzește nu știe. Vezi, descurcă-te cu ei. Vorbiți românește? E inadmisibil atitudinea dumneavoastră. Inumană. Ostașii. De 20 de ore n-am primit nimic de mâncare. Regulamentele noastre prevăd în amănunțime tratarea umană a prizonierilor. Veți fi tratați ca niște bravi, conform gradului dumneavoastră. Mulțumesc. Sper. Aș dori să știu poziția reflectorului. Dacă dumneavoastră ați avea nenorocirea să cădeți prizonier, ați trăda inamicului secretele militare, patria dumneavoastră, iartă-mă, frate. Iartă-mă. Și eu sunt român. Român? Și nu ți-e rușine? Vrei să mă josești făcându-mă trădător și mai spui că ești frate? Afară! Afară! Scoteți-i afară! Ei de aici! Spune locotenentului Varga că nu vor să vorbească! Afară! 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 Fă rost de mâncare caldă, un ceai, orice, imediat. Până se pune în mișcare subzistența noastră, bieții oameni pot muri de 100 de ori. Am înțeles. Cine ți-a dat voie să le dai de mâncare, dobitocule? Te bag la închisoare! Să se aplice în tocmai regulamentul militar cu privire la tratarea prizonierilor! Regulamentul, regulamentul! Voi mâncați, băieți. Nu v-am văzut, doamnă. De ce nu m-ai căutat? Ți-am trimis un bilet prin ordonanță. Te-am căutat și acasă. Varga a râs de mine. Dar el e băiat bun. A înțeles. A râs. Ne-am despărțit. El ține la tine. Ți-e frică de toate. Ți-e frică. De aceea faci pe erou, pe viteazul. Vrei să dovedești că nu ți-e frică și ți-e frică. Crezi că nu se vede. Și astăzi. De ce te-ai purtat așa cu vieții prizonieri? Pe tine te-ai brutalizat. Ție ți-ai făcut rău, copilul. Te iubesc. Tocmai pentru că ești copil. Atât de curat. Apostol. Lasă-mă. Pleacă. Ești tu? Nu! Nu știi! Lasă-mă! Nu știi. Hai să vezi. Lasă-mă. Ești singurul lucru curat. Nu! 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 Thank you.
Intră. Mă iertați, aștept afară până terminați masa. Apostol, stai. Mănânc pe urmă. Ce? Am venit să vă raportez că iau asupra mea distrugerea reflectorului. Răspund cu capul. Pentru asta cer să pot lua absolut toate măsurile pe care le cred de cuvință. Stai. Stai jos. Scoate-ți astea. Apostol, de ce te chinui? De ce nu-mi spui ce ai pe suflet? Înțeleg, ai crezut că sunt un om de o structură spirituală deosebită. Și pe urmă, decepția. Sunt om apostol. Asta e tot. Ce ai de gând? Ce urmărești? Distrugerea reflectorului. Dacă nu mă înșel, mi-ați ordonat într-un mod special, implorându-mă, dacă vă aduceți aminte. Frica ne face să vedem monștri, apostol. Știi, pentru povestea aceea, generalul... Nu știu. Ți-am spus, ți-am povestit. Cei trei cehi spânzurați în Italia? Generalul... Nu mi-amintesc. Vă înșelați. Nu mi-ați povestit nimic. Apostol, e atât de greu. E atât de greu să rămânem oameni în mijlocul nebuniei pe care o trăim. Îmi permiteți să iau absolut toate măsurile pe care le voi crede necesare? Locotenent Bologa, îți ordon să distrugi reflectorul, luând toate măsurile pe care le vei crede de cuvință. Am înțeles. După ce voi distruge reflectorul, vă voi cere și eu ceva. Apostol, știi că țin la tine ca la un frate. Mai mult ca la un frate. Vom vedea. Domnul Rogoden, bateria la telefon. Comunică. Nu se trage niciun foc. De ce nu trage la reflector, Bologa? Ai nebunit? Mi-ați îngăduit să iau toate măsurile pe care le voi crede de cuvință. Reflectorul va fi distrus.
Dezlegați copitele. Dați-vă! Cheamă sanitarul. Bia, nu. Bia, domnul capitan. A ordonat domnul general să te prezinți imediat la comandament. Ești rănit? Nu. Șterge-te. Ești plin de sânge. De azi încolo n-o să ne mai supere lumina. Domnule capitan, acum vreau să te rog și-o ceva. Trebuie să mă muți. Trebuie să plec de pe frontul românesc. Oriunde, în Italia, în Galiția, oriunde! Nu mai pot. Mi-ai promis că o să faci totul pentru mine dacă distrug reflectorul. L-am distrus! Trebuie să plec de pe frontul românesc. Trebuie! 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 N-am nicio putere. Sunt stigmatizat. Jack. Da. Pentru ea asta înseamnă trădător. Bine, am să mă prezint generalului.
Să vă felicit pentru fapta dumneavoastră eroică, domnule locotenent. Cară-te de aici, Müller, că te împușu. Bravo, Bologa. Te felicit. Am ținut să o fac personal. Te-am propus pentru medalia de aur. Sunt mândru că am asemenea ofițere, viteje. Sunt mândru. Foarte mândru. Excelență, permiteți-mi să vă rog ceva. Da. Cum să nu? Te ascult. Un erou. Cu toată bunăvoința. Excelență, vă rog să-mi faceți favoarea de a mă muta pe alt front. În Galiția, pe frontul italian, oriunde va crede excelența voastră de cuvință. Bine. Deși îmi pare rău că te pierd, mă mir. Și în Galiția și în Italia e foarte greu. Aici, pe frontul, dumneata ești român? Da, excelență, român. Aveam impresia că dumneata nu face deosebire între dușmanii patriei. Iar ultimul dumitale act, căci pe lângă reflectorul acela, distrugere de altfel care ne-a costat destul de mult, se găseau și niște soldați. Or se pare că ei erau români, ca și dumneata. Explică-mi. Excelență, din acest moment mă aflu într-o imposibilitate morală și... Ce? Imposibilitate morală? Ce vorbe sunt astea? Nu cunosc asemenea vorbe. Adică dumneata ne înșeli. Dumneata trișezi. Dumneata suferi, făcându-ți datoria față de patrie, față de jurământul de ofițer. Excelență. Nici o vorbă. Fiecare cuvânt al dumitale ar merita un glonte. Poți să pleci. Ești liber. Johan, iartă-mă, Johan, te rog să mă ierți. După război voi veni la Viena și voi cumpăra foarte multe cărți de la anticariatul dumitale. Și până după război? Am cerut să fiu mutat pe frontul italian. Firește. Principalul este să nu tragi în frații dumitale. Pe frontul italian nu sunt frați. Numai aici sunt frați. E mai comod. Müller. Nu contează. Că ne omorâm unul pe altul, fără să știm de ce. Contează să nu avem mustrări de conștiință. Te rog să taci. Fiecare vrea doar ca el. El să scape cu conștiința curată. Îți ordon să taci! Am înțeles, domnul locotenent. Ai un foc? Cum te cheamă? Soldat Johann Maria Müller. Sunt sub influența lui și eu aflu abia acum.
Eu aflu abia acum. Locotenentul Bolog are probleme de conștiință. Probleme de conștiință în război. Asupra lui se exercită o influență demoralizatoare și dumneavoastră doresc ca în unitatea mea să nu mai existe soldatul Johann Müller. Ordonați să-i fac actele de lăsare la vatră, excelență. Domnule colonel, dacă n-ar fi atât de devreme, mi-aș bănui că vă aflați în stare de ebrietate. Domnule procuror, dumneavoastră ați înțeles. Da, excelență. Am nevoie de unul dintre voi pentru o misiune importantă. Cine se prezintă voluntar are o permisie de 2 săptămâni. Eu. Bine, vino. Săneu, odinim oțel. Să ne odihnim. Nu. Duhănește. De ce ne-au trimis soare? Tocmai pe noi, patrulă. Mozart. Ma? Wolfgang Amadeus Mozart. Mare muzicant. Nemți de-ai tăi. Să spun și eu una de la noi. Era la noi în sat un popă. Mare bețău. Cum s-a sculat dimineața? Ai odin să mă mor, Peter. Ia taci. Ia taci. Ia taci. Taci.
Mi-ai dat odată niște bani împrumut, am uși două luni. Ia că tăi. Câțiva crețari n-am putut aduna. Dar de ce? Că mai puteai aștepta. De ce? De ce? Că nu era nevoie. Nu era nevoie. Unde mergem noi, Peter? Las că-i să vezi. Las-o te pripi. Bine, Peter. Bine. Hai, hai să mergem. Nu mai merg! Ia seama! De ce să mai merg? Unde să mai merg? Nu mai merg! Nu mai merg! Nu! Hai, omule, hai. Așteaptă-mă că vin. Nu, frate Muller, până aici am venit împreună, de aici încolo umbli singur. Adă arma, fă bine. Da. Unde să mă duc? Dincolo. Poate poți trece. Adică, de ce să mă duc, Peter? Ce-ți mai bați gura de pomană? Bucură-te și pornește, Alminter. Alminter? Alminter. Știi că nu se poate trece. Cum să trec noaptea prin sârme? Cum? Spune și tu cum. Poate te ajute bunul și înduratul. Da. De ce? De ce? Am primit ordin să... Pricepi? Nu știu, nu-i treaba mea să știu. Că vreau să-l trimite pe fecior, pe Petre. Pricepi? Și mi-e bine că... să fie el cu sufletul curat. Că-i tânăr și trebuie să se întoarcă, să muncească pământul, că n-are cine. Și eu? O să mă prinde ca pe... domnul sublocotenent Svoboda. Și eu. Și am doi copii și nevastă. Doar. Dacă mă dă dezertor, să-i tragă la răspundere. Te-aș și da dezertor de azi dimineață. Suntem în paza celui de sus. A Domnului Dumnezeu, Muller. Să nu te pună ceasul celor să te întoarce înapoi. Că mă bagi și pe mine în răpastă. Da. Și tu tot nu scapi. Drum bun. Eu m-am dus.
Mamule, de ce te cheamă pe tine Maria ca pe muieri? Te-am trimis la companie, în prima linie, să nu te mai văd ucigașule! Bine, domnișor. Mi-a spus Pietre să vă fac focul. Anunță-vă, domnului capitan Clapper. Am înțeles. Ce-i asta? Hai, nu, e cald. Ah, autocamionul ăsta. Tocmai le scream, știi, la ei. Hai. La noapte trec dincolo. Ce? Hai, nebunit. Vrei să ne spânzure pe amândoi? Alo? Lasă-ne singuri. Apostol, vino-ți în fire. Plec. La noapte plec. Am venit să spun adio. Tocmai pentru că întâlnirea cu dumneata a dezlănțuit totul în mine. Curajul cuvintelor dumitale și teama asta a ființei dumitale. Prostii. Ah, telegraf asta. Apostol, liniștește-te. Stai jos. Stai. Nu pleci. Îți dau cuvântul meu de onoare că vei face tot posibilul. Că voi reuși să te mut pe alt front. Voi dezerta de pe oricare front. N-ai să pleci nicăieri. Sunt comandantul tău.
Te voi opri cu forța. Poate vrei să mă denunți. Taci. Hai, nebunit. Am nebunit. Ce să mă fac cu el? Doamne. Bine. Spune-mi totuși adio. Aici, în sectoarele 4-5, se observă pregătiri camuflate de atac, mișcări de artilerie de câmp. Voroga! Voroga! Spune ceva, orice. Pentru Dumnezeu, spune ceva. De 2 luni stăm împreună și n-ai scos 10 vorbe.
Ce ți-am făcut? Mie? Te-ai schimbat, Bologa. Nu te mai recunosc. Am senzația dureroasă că s-a rupt ceva între noi. S-a rupt în mine, în primul rând. Mi-a mai rămas spate ceva. Mama, acasă. Bologa, tot ce simți tu e nefiresc. Ia seama. Mă ameninți? În clipa aceasta tu ești dezertor, în gândul și în sufletul tău. Voi face ceea ce îmi dictează conștiința. Disprețuiesc o conștiință care te face să uiți jurământul și onoarea de ofițer. N-am să-și cer aprobarea, prietene. Și mă vei feri să trec prin sectorul tău, să știi. Glumești, dar și glumele au limită. Nu glumesc deloc. Cu bine. Curând te raportez. Am primit 2 săptămâni. Ce... ce face tata? A fost omorât. Lata când a fost rănit și domnul locotenent. Îmi pare rău. Îmi pare foarte rău. Ce-ai cald? Ce-ai cald? Ce-ai cald? Mamă! Mamă! Nu fi acasă. La unde să fie la ora asta? E 2 noapte. O apuc și-o spre Beclan. Nu, nu, stai. Când te întorci, treci pe la mine, ne înapoi împreună, te ia ordonanță. Mă duc să văd unde e. Uite. Ia. Știu că sunt nevoi multe. Sănătate bună. Sunt apostol. Cine-i? Apostol. Apostol? Marta! Rodovico! Apostol. Apostol! Doamne! Sofico! Ce? Dragul nostru! Stai! Tu l-ai, Doamne! Unde-i mama? Dragule, ce întâmplare? A
plecat la tine, la spital, la Medea, și acum o săptămână. Chiar nu știu ce e cu ea. Cum de nu v-ați întâlnit? Eu am fost transportat la alt spital. Aha! E, nu-i nimic, las că se întoarce ea. Și cheile le-a lăsat la noi. Ia, adă-le. Da. Vai, cum miroși la țigare. Vinu! Ai uitat, vinu! Ioi! Apostol, hai de seară trusou, hai! Și șlaf, țimărul, la lată ticul de la Buda. Dulcic, dulcic de tot. Domnișoară, înlesnește-mi discuția cu casa Boteanu. Că nu-i târziu, e numai două. Botene, frate, din coace-i domșa. No, ce faceți, dormiți? No, urnește-te în coa. Stai, stai să spun. Stai. Uite, iubitule, toate sale noastre, toate și asta. Și asta, și asta. Uite, o să ne facem un cămin frumos, frumos de tot. Să moară toți invidioși și de ciudă. Să nu te uiți. Tale personale, a meritului tău, căci indiferent de... Înțelegi? Desigur, noi aici ținem sus făclia. Punând arcușul pe vioară, adesea cânta viore și scumpe lui mărioare, în cântec îi spune astfel, atunci când iubitul-ți moare, păstrează-i și nu-l pune la uitare pe acel ce zace în mormânt. Bravo! Bravo, Mărțuța! Thank you.
Eu, locotenent în Bologa. Doamne, ce m-am speriat! Rodovica, eu trebuie să plec. Unde, Doamne ferește? Mi-a venit o telegramă acum, am găsit-o acasă. Trebuie să plec pe front. Tu l-ai, Doamne. Te pui scol pe domnișoara să vă deschidă. Nu, nu se poate. Trenul pleacă peste câteva minute. Spune-le, dumneata, cum s-a întâmplat. Spune-le tot. Ce faci, locotenent? Mamă! Sinușiți? Mamă, e mama. Sigur, sigur, e mama. Lasă. Mamă! Ilona! Se oprește. De unde vii? De la gară. L-am așteptat pe tata, dar n-a venit. Urcă. Hai. Treci în spate. Mi-a venit poftă să mânii o trăsură. Ați venit mai devreme. Da, am venit mai devreme. Și ce ai făcut în timpul ăsta? Bine. Nimic. Știu că nu v-ați gândit la noi. De unde știi? De ce? Nu-i lasă să iasă la arat, pe unde-s pământurile, e frontul. O să avem ce mânca. Pe la dumneavoastră e frumos? Nu, nu-i frumos. Poftiți. Te rog. Eu aici. Să nu ne o ia care cumva vrea un străin. Nu vă supărați, nu? Mulțumesc frumos, Vasile! Bună ziua, domnule locotenent! Bună ziua! V-ați făcut bine! Da.
Am fost la oraș. Am vrut să fiu cu trenul, dar nu mi-o dat voie. Ziceai că e militar. Mm-hmm. Scurtă a fost și bucuria permisiei. Da, scurtă. Aud că aveți necazuri. Ce fel de necazuri? Dar păi că nu vă lasă să arați. Nu ne lasă, bate-i Dumnezeu. Zice că-i zonă. Zona lor ne dă nouă de mâncare. Să murim de foame. Alții mor de glonț, ba de vidor. Mulțumesc, nu folosesc. Știi cu ce suntem noi de vină? Ai. Cu ce suntem noi de vină? Nu ne lasă să arăm. Tu ziceai că-i zonă. Rămâne pământul nelucrat. În schimb, o să fie bine îngreșat. Până le-a venit oamenilor mintea la cap. Și ce o să facă dacă le-a venit mintea la cap? De unde să știu eu, domnule locotenent? Vologa! Vologa! Otto! Dragul meu, te-ai făcut bine. Ce bine îmi pare că te-ai văzut. Cum te simți? Bine. Cât e ceasul? E foarte devreme, e 6. Te-ai făcut bine. Da. Ai slăbit. Puțin. Uite, stai jos. Am auzit că ai venit și n-am vrut să cred. De ce? Ți-ai scurtat singur permisia. Este nemaiauzit, nemaipomenit. De ce ai făcut asta? Nu mă întreba nimic, Otto. Am venit. Asta e tot. Și acum ce ai de gând să faci? Îți iei imprimire bateria? Uitasem că e război, Otto. Și minuna s-a împlinit. Amin. Tot timpul am trăit cu groaza să nu faci o prostie. Să te mărunți, apostol. Niște gâze, niște râme. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Suntem tot ce e mai frumos pe lumea asta. Bateria? Nici prin gând nu-mi trece. Sunt în permisie. Câteva zile încă. Prozit. Trebuie să-mi inspectez pozițiile. Se așteaptă ceva. Tot timpul așteptăm ceva. Oh, oh, oh. Ai nebunit. Dar sunt atât de fericit. Că te văd așa.
să nu-ți fie frică. Nu! Poate să mă omoare! Nu-mi pasă să știi! Să nu te gândești ce o să zică tata! Eu... Mi era ciudă pe Petre. Dumnezeu să-l odihnească. Mi era ciudă că-ți făcea cizmele. Și când te-a dus rănit, am mers după targ și aveai față galbenă ca... Și te-am așteptat. Te-am așteptat în fiecare zi. Te-am așteptat. Te-am așteptat. Miluna. Eu am să te cer de nevastă. Cum să mă iei pe mine? Eu mi-s franc. N-am școală. Dumnezeu s-o trăznească de școală. S-o ia dracu de școală. S-o ia dracu și mama lui. Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru ce, Ilona? Pentru vorba aceea bună și frumoasă. Că ai vrut să mă iei de nevastă. Domnul locotenent! Ordin, de la excelența sa. Aștept răspuns? Da, foarte urgent. Bine, am să mă prezint mâine dimineață. Îmi pare rău, mașina vă așteaptă, am ordin să... Bine, imediat, aștept. Aștept aici. Am înțeles. Tăicuța n-a venit acasă. De ce te cheamă? Fleacuri. Ce dai, mă? Ce dai? Domnule Bologa! Liber, trebuie să spun ceva. Vrea să-i omoare! Pe mine m-a iertat. M-a iertat și tot satul. Mă arată cu degetul. Bă, Devidor, e groaznic. Dar trebuie să spun că eu... Ah, Bologa, bine ai venit, dragul meu. Închipuieți. S-a îmbolnăvit locotenentul de la curtea marțială. Cât pe aici să nu putem funcționa. Pentru asta m-ați chemat? Știți bine că sunt de permisie. Permisie? Dragul meu, acest săran puturoș și ceea ce e mai grav e că pentru ei sunt și unguri, nu numai români. Închipuiește-ți, sub pretext că vor să-și are pământul, au apărut în zona frontului. În jur numai spioni. 12. Frumos număr. 12 apostoli. Pardon, iartă-mă. Pe mine vă rog să mă lăsați în pace. Refuz. Adresează-ți excelenței sale. Domnule Maior, am ordonat groparului să sape cele 12 gropi. Cât îi plătim? Dacă aș început să săpați gropile, nu mai văd rostul judecății. Cum nu-l vezi? Doar n-o să-i spânzurăm fără judecat. Pe dracu să-i plătim. Zic că mersi că nu punem să-și o sape pe-a lui, că și el era cu ei. Ce-a vrut? M-a numit judecător. Slavă Domnului! Doamne, ție-ți mulțumesc. Să fie cineva să-i apere pe bieții oameni, că de nu ștreangui mănâncă. Nu am us mai împăcat. Ziceați că vreți să-mi spuneți ceva.
Afară că pun tu după voi! Eu cunosc munții mai bine. Te duc eu dincolo. Mă întorc să te iau. Am să mă întorc. Am să mă întorc. Da. Fă-i dumneata percheziție. Eu? Sigur, doar a fost prins în sectorul Dumitene. Percheziție corporală. Documente. Vezi, astea, hai. Hai. Mai sculași din somn. Scoate tot ce ai în buzunare. Poziții. Fă-i acte. Mai sculași din somn.
mi-ai făcut bine. Azi mi-am luat sectorul în primire. Am auzit Academia Comercială din Viena. Ei, desigur, dacă n-ar fi fost războiul... Acum nu vă supărați. De ce ați vrut să dezertați? Înțeleg. Un moment de rătăcire. Ei, ce interesant. Desigur, spionii de ieri. A mers repede. Generalul nostru nu glumește? Bravo. Ce vreme frumoasă. Hei, sergent! Unde-i arestul? Să trăiți! Acolo! Fii blând! Predați casca. Unde e arestul? Uite acolo. Da. Ai venit din permisie? Da, azi dimineață. A venit unul din companie în sat la noi și mi-a spus că... Nu ai. Petre. Petre, ce bine îmi pare că ai venit. Făgădui că te iau ordonanță. Te duci la companie. Predai efectele. Da. Îți iei o uniformă nouă. Da. Și vii imediat în sat. O să ne înțelegem bine. Domnișor, am trecut pe la dumneavoastră pe acasă. Săraca doamnă plânge că nu v-a întâlnit. Nu i-am spus că... Și trebuie să vă mai spun ceva, domnișor. Tata, chiar în ziua în care a fost omorât, mi-a spus. Tata, că nu l-a omorât pe Beto Muller. L-a făcut scăpat. Cum era să-l omoare? Că doar nu suntem câini. Și de ce nu mi-a spus? De ce? De ce m-a lăsat să... Suntem bulgari, n-avem școală. Acum... Nu mă mai prezint la companii.
front. Mă luați ordonanță. Petre. Totul se plătește în viață. Așa-i. Mai că nu plătești cei care ar trebui. Da. Poate. Cine știe? Hai. Am înțeles. Avem numai câteva clipe. Nu te întreb nimic. Ologa, depoziția ta este îngrozitoare. Bine că n-ai scălit-o. Am cerut un supliment de instrucție. Mi-ai negat tot. N-ai vrut să dezertezi, te-ai rătăcit. Am să pledez eu. Trebuie să sperăm. În ce, Clapca? Apostol, trebuie să te aperi. Mințind. Mințind, trădând. Oricum, oricum, dar trebuie. Trebuie. Nu pot. Trebuie să trăiești. Ar trebui, dar altfel, și nu știu cum. Toată viața mea a fost clădită pe minciună. Datoria, onoare. Ezitările. E bine totuși că am întâlnit ceva curat, nefalsificat, câteva clipe de dragoste. De ceva mai mult, care nu are nume pentru mine, acum. Vezi, Clapca? Și eu, ca și tine, am sprijinit minciuna, absurditatea, monstruozitatea. E firesc ca viața să se răzbune. Să plătim. Ești nebun. Tu nu-ți dai seama. Apără-te, apără-te pentru mine. Eu mi-am pus capul în joc. Eu, suspectatul. Eu am să te declar nebun. În fața unor nebuni. Adevărul e în altă parte. Poate că odată oamenii vor ști să-l găsească. Thank you.
vrea să trăiască. Eu mi-am făcut datoria. Stai să mănânci. Atâta m-a rugat. A zis că se omoară dacă nu-i da voie. Păi, oameni suntem. Dacă aude de un procuror, mă omoară.